Acum vorbim despre cancerul de colon. O să vedeți că o boală foarte frecventă a secolului ăstuia, în care societatea ne oferă tot felul de toxine în alimentație, mâncăm pe fugă și, în general, o singură dată pe zi, apare ca o patologie foarte frecventă cancerul de colon. Ăsta poate să fie sporadic determinat de genetica noastră, pe care o moștenim de la părinți și de la bunici, așa numitul cancer sporadic de colon, și care se face pentru că în harta noastră genetică avem niște gene care favorizează apariția acestor celule canceroase. Pe de altă parte, toți factorii de mediu cu care corpul nostru interacționează greșit. De ce interacționează greșit? Pentru că din cauza hărții genetice, din cauza lucrurilor toxice pe care le încasăm din exterior, dar pe care le și producem în metabolismul nostru, celulele nu mai au enzimele necesare și în cantitățile corecte pentru a detoxifia și pentru a elimina aceste toxine până la prin calea urinei, pe calea materiilor fecale și pe calea respirației și transpirației și astfel să se epureze. Din acest motiv, este foarte important să urmăm niște lucruri pentru a preveni acest cancer de colon. Să nu exagerăm cu mâncatul unor cantități mari de carne, sau de câte ori mâncăm carne, să avem grijă să asociem fibre alimentare pe care le găsiți în orezul sălbatic cu bob lung, le găsiți în pâinea integrală, în cerealele integrale, întotdeauna să preferați cerealele integrale celor rafinate. Excesul de dulce, de zahăr rafinat, la fel determină modificări la nivelul florei intestinale care favorizează apariția unor modificări care se pot transforma la un moment dat în cancer. Și, în general, încetinirea tranzitului datorită unor alimentații foarte proaste și stagnarea materiilor fecale pentru multe zile, deci constipația la acest nivel, este un alt factor favorizant. Activitatea fizică, măcar o activitate fizică moderată, este necesară pentru a stimula corpul dumneavoastră și pentru a stimula procesele de digestie. O digestie corectă, un scaun zilnic, cu o mâncare echilibrată, în care să nu existe exces de carne, dar nici exces de vegetale, deci o alimentație echilibrată este foarte indicată pentru protecția colonului.